Bineînțeles că am lângă mine doi dintre cei mai apreciați luptători din galele noastre, George, deținătorul centurii RXF, și Alex Zănoagă, care își dorește și el centura, nu-i așa? Intru acum în iunie să mă bat iar, da, chiar cu nerăbdare, și poate va veni și centura la categoria mea. N-ar fi rău, ne dorim. Am auzit că își dorește să se lupte cu Robbie Moon. Ce părere ai despre asta? Am o părere foarte bună. Cred că ar fi un meci frumos, ca de la egal la egal, având în vedere că, na, mă gândesc că și Alex, având niște meciuri la activ, Robbie Moon vine și el cu vreo 2-3 meciuri. Eu cred că va ieși un meci frumos și cel mai bun să câștige, adică Alex. Adică Alex, normal că e în familie. Alex, eu știu că voi ați mai tatonat terenul așa, v-ați mai provocat, v-ați mai aruncat săgeți pe TikTok în mediul online și așa mai departe. Cum sunt apele acum? Sunt ok. Acum așteptăm ca cei de la RXF să facă meciul și să ne pregătim. Reguli speciale, având în vedere că are centura neagră și așa mai departe, sau pe orice stil? Nu, am zis pe box sau pe kick, pentru că știu că pe MMA el este în avantaj, pentru că este centură neagră în BJJ de vreo 20 de ani și îmi știu nivelul. Doar cu el ce aș putea să fac dacă ar fi să mă bat pe MMA, decât să mă apăr pe partea de sol și atât, dar să-l finalizez eu pe el niciodată, așa că pe box sau pe kick ar pleca de la 50-50. Ai început pregătirea, de fapt? Încă n-am început pregătirea, dar mă mențin. Adică... Păi ce faci, mai George? Nu-l pregătești aici pe Alex pentru meciul vieții lui? Băi, el se pregătește singur. Trebuie să tragă el de el, să vină de la el toată acțiunea asta. Dar să știi că se pregătește. Este el modest, dar vine la antrenamente, e ok momentan. Adică pot să spun că este undeva la 50-60%. Ca și condiționare, dar cu siguranță dacă se va anunța meciul, se va duce în 100%. Bun, lăsăm puțin pe Alex la o parte și vreau să te întreb pe tine, pentru că am văzut ceva discuții în mediul online, legat de meciul tău, un viitor meci al tău, cu nimeni altul decât Meco, adică este foarte cerut. Ce părere ai? Măi, eu am zis și în trecut, ar fi un meci frumos, ar fi un meci spectaculos, mai ales că suntem doi foști sportivi, știm amândoi joaca în teren, ca să zic așa, dar, na, acum depinde ce vor cei de la RXF. Cine decide? Pe de altă parte, eu mi-aduc aminte că tu ai spus la un moment dat că el ar trebui să mai aibă niște meciuri în RXF ca să ajungă la centura pe care și-o dorește atât de tare. Asta da, dacă e să ne batem pentru centură, dar dacă putem avea și un meci, de exemplu, centura este la 84 de kilograme, din câte am înțeles, el nu poate să scadă atât de mult, adică să vină în categoria pentru centură. Dar putem lăsa, asta nu este valabil pentru toată lumea, pot lăsa centura la 84 de kilograme să rămână acolo bine, când voi avea provocare pentru aia o să fie, dar pot să urc și eu 90 plus și dacă se mai face un cu centură sau ar mai fi vreun doritor, eu sunt aici. Avem două centuri, n-ar fi rău. Ce părere aveți despre meciul, primul meci din această seară? Și o să încep, hai cu Alex. Chiar a fost un meci strâns, au bătut amândoi de la egal la egal, dar s-a văzut că cel mai bun a câștigat și că a fost pregătit față de celălalt. Avantajul lui a fost că a fost mai bun pe brațe. Și George? Băieții chiar surprinzători. Mi-au plăcut foarte mult cum s-au luptat, având în vedere că sunt la început. Băi, mișto, chiar intensitate, adrenalină, acțiune, deci a fost un meci pe cinste, sincer. Nici la galele profesioniste nu văd așa meciuri. Deci... Ia, vrea să ne zic Alex ceva. Și se văd că au evoluat galele de Next Fighter față de primele gale și e mult mai ok acum decât cu doi capitani cum erau înainte. Evident. Încă o chestie, se vede că de la gală la gală, de la Next Fighter la Next Fighter, cei care vin din ce în ce mai pregătiți, au văzut că este serioasă treaba, chiar dacă este o gală de amator, ca să spunem așa, dar văd că cine a început să vină de la gală la gală, vin din ce în ce mai serioși, pregătiți și cu chef de bătaie și de afirmare, normal. Evident, asta ne dorim și noi, spectacol și meciuri din ce în ce mai bune.